Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit în anul 2020! Vă doresc la mulți ani și să aveți parte de un an cât mai frumos, plin de bucurii și multă, multă sănătate! Astăzi am pregătit pentru voi o prăjitură foarte delicioasă cu nucă și arahide. Este o rețetă foarte bună și delicioasă. Să începem rețeta! Într-un bol vom adăuga 5 albușuri la temperatura camerei, un praf de sare și vom începe să mixăm. Următorul pas, vom adăuga 100 de grame de zahăr, puțin câte puțin, și mixăm continuu. Am mixat bine albușurile, iar acum vom cerne 100 de grame de făină, o linguriță praf de copt, iar acum vom adăuga în făină 60 de grame de nucă măcinată și 60 de grame de arahide măcinate. Vom amesteca puțin. Acum vom adăuga puțin câte puțin făina cu nuca și arahidele în albușuri și vom amesteca ușor. Am adăugat toată făina, iar acum vom adăuga puțin câte puțin 50 de grame de frișcă și vom amesteca ușor. E gata compoziția, acum vom avea nevoie de o tavă de 23 cm pe care am uns-o pe toată suprafața cu unt, iar acum vom turna compoziția. O vom nivela frumos pe toată suprafața tăvii. După care o vom da la copt pentru 16 minute la 170 de grade Celsius. E gata blatul nostru, îl vom lăsa să se răcească, după care vom scoate blatul din tavă. Vom tăia acest blat în două părți egale. Am tăiat blatul în două părți egale, uitați ce bine arată, iar acum eu voi tăia puțin marginile, pentru că am o formă de inox care are diametrul doar de 20 cm. După care vom da blatul deoparte și ne vom ocupa de cremă. Pentru cremă vom avea nevoie de 5 gălbenușuri, 100 de grame de zahăr, o linguriță pastă de vanilie sau vanilie, 50 de grame de amidon de porumb sau făină, iar acum vom adăuga puțin câte puțin 550 de grame de lapte și vom amesteca. Vom amesteca bine toate ingredientele, iar acum vom da compoziția să fiarbă la foc mediu și vom amesteca continuu. Vom amesteca până compoziția începe să se îngroașe. E gata crema noastră, așa trebuie să arate. Acum o vom lua de pe foc și o vom împărți în două părți egale. Într-o parte vom adăuga 50 de grame de unt și în cealaltă parte 50 de grame de ciocolată neagră. După care vom amesteca bine ingredientele pentru a se topi untul și ciocolata. Sunt gata cremele noastre, iar acum vom acoperi cremele și le vom lăsa să se răcească la temperatura camerei.
Iar acum vom monta prăjiturica. Inelul meu este de 20 cm. Primul lucru pe care îl vom face, vom pune primul blat pe care îl vom însiropa cu lapte. Dacă nu vreți să-l însiropați cu lapte, puteți să-l însiropați cu un sirop făcut din zahăr și apă sau sucuri sau ceea ce vă place mai mult. Iar acum vom adăuga crema de vanilie pe care o vom întinde pe toată suprafața blatului. Am întins crema pe toată suprafața blatului, iar acum vom pune cel de-al doilea blat, pe care, desigur, îl vom însiropa cu lapte. Și deasupra vom pune crema de ciocolată. Vom întinde și această cremă frumos pe toată suprafața prăjiturii. Iar acum vom avea nevoie de 75 grame nucă măcinată și 75 grame arahide măcinate. Voi apăsa puțin nucile și arahidele să fie prăjitura dreaptă, după care voi da această prăjitură la frigider pentru aproximativ o oră. E gata prăjitura, dar eu o voi decora cu puțin ganaș. Acest pas este opțional. De altfel, puteți să decorați această prăjitură cu fructe, cu cremă, cu frișcă, cu ceea ce doriți. Sau pur și simplu o puteți lăsa așa. Și gata este delicioasa noastră prăjiturică. Sper că v-a plăcut rețeta. Dacă e așa, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă, comentați și nu uitați să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate rețetele mele. Pa, pa și mulți pupici!